Ne-am întors alături de dumneavoastră, stimați telespectatori și dragi radioascultători Sport Total FM. Se știe că emisiunea noastră este preluată sâmbătă de sâmbătă și de Sport Total FM. Cred că a fost o plăcere pentru toți cei care ne-au urmărit în dialogul cu Florin Motroc, cu un antrenor, iată, Daniel, cu atât de multe rezultate favorabile departe de casă, pe care îl vezi revenind cândva într-o perioadă nu foarte lungă în fotbalul român. Așa am spus și mai devreme că nu-l văd și dacă unii antrenori au succes în străinătate, să aibă succes în străinătate, sunt tot români, până la urmă e vorba de școala antrenorilor români și dacă ei au rezultate, mă refer la Răzvan Lucescu, la cei că Marius Baciu mai este prin golf, mai sunt mulți. Dar e în Liga a doua, dacă nu mă știu, Marius Baciu. Da. Ideea e că se audă de antrenorii români. Uite-te ce se întâmplă cu brazilienii, cu portughezii care s-au tras unii pe alții și au ajuns la un nivel foarte ridicat și Laurențiu Reghe, că am avut. De asta spun, adică nu trebuie neapărat, sigur că există o doză de sentimentalism, să te întorci acasă, să fii acasă, dar până la urmă nu toți antrenorii români antrenează în România, cum nici străinii se mai duc și ei prin alte țări, da? Nu stau în țara lor de bașină. Mă uitam la portughezi, cred că sunt antrenorii cei mai mulți. În toată lumea. În toată lumea, da. Înainte erau brazilieni, acum au ajuns portughezii, sunt și foarte mulți olandezi. De asta spun, adică ai succes acolo, ești apreciat, ești bine plătit. Foarte bine, continuă și l-am sfătuit. El a mai avut vreo două tentative, Florin, așa, să se întoarcă în România. Și se va întoarce la un moment dat. I-am spus clar să stea liniștit, să-și vadă treaba de acolo, să-și vadă de treburile de acolo. Gândește-te la Florin Motroc, la faptul că a luat titlul în Bahrain, acum e cu o echipă care se bate la titlul, poate la un moment dat va antrena naționala statului Bahrain. Și mai vedem echipe din astea pe la turneele finale. Cu cât ai continuitate acolo, probabil că vin și alte oportunități. Dar o familie foarte frumoasă, Vlad Motroc, tânărul fundaș central, încearcă să găsească în această perioadă un angajament la nivel de primă ligă, iar fata, o cunoscută voleibalistă, Sânziana Motroc, a fost transferată de CSU Voluntari pentru sezonul care urmează, pretenții mari și în voleiul feminin la CSU Voluntari. Echipa va juca în Cupa Balcanică, având printre jucătoare, iată și pe fata invitată lui nostru, Florin Motroc, este vorba de Sânziana Motroc, o familie de sportivi. Așadar, Daniel, în această perioadă, Liga 2 este în plină fierbere, schimbări de antrenori, de președinți, de jucători, o parte dintre grupări și-au reluat pregătirile, unele sunt deja și la ora primului meci amical, o să mergem la Mediaș, puțin mai încolo, pentru a urmări ceva secvențe din partida Gazmetan, Viitorul și Limbăr, altele vor începe săptămâna viitoare, este o perioadă în care echipele de Liga 2 dețin deja prin planul, odată cu reluarea pregătirilor. Așa este, gândește-te că mai sunt 5 săptămâni și se începe campionatul, deja sunt câteva semne de întrebare la vreo 2-3 echipe în care nu știm care e antrenorul, care e strategia. Uite, s-a mai risipit, de exemplu, la Sibiu, de exemplu, s-a risipit. La acolo s-a risipit și știm exact. Da, uite, la Iași deocamdată nu știm exact ce se întâmplă, care e lotul, nu știm la Astra Giurgiu ce se întâmplă în momentul de față, nu știm. Și cam atât. Cam atât, dar gândește-te că dacă echipe una importante. Dacă una se retrage, trebuie să intre Recea, care am înțeles. Și atenție că luni se anunță fuziunea din oficial. Luni se anunță fuziunea dintre Farul și Viitorul Constanța. Da, și dacă se retrage o echipă, intră Comuna Recea, care am înțeles că a făcut care o fuziune, da, și ea. Da, face fuziune cu cei de la Mineaur Baia Mare. Echipa ar urma să se numească FC Dacia Maramureș Baia Mare. Dar de ce și nu se numește oameni FC Maramureș direct? Nu știu, am înțeles că era înregistrată această titulatură de altcineva și a trebuit să fie adăugată. Și Dacia cu cele Dacia. Dacia de la ce vine? O să-l întrebăm pe președintele de acolo. Chiar suntem curioși. Însă cel mai important lucru din acest punct de vedere, dacă echipa respectivă rămâne în Liga a doua, este faptul că va juca la Baia Mare, scapă adversarii de acel teren de la Recea, bine, scapă și gazdele, pentru că și ei vor să joace pe Cum se numește la Baia Mare? Dealul Florilor, nu? Dealul Florilor, acolo era, nu știu ce era, dar era noroi la Recea. Au scăpat și cei de acolo de această suprafață de joc, vor evolua la Baia Mare, însă să așteptăm oficial luni, când se va anunța fuziunea dintre Viitorul și Farul. Echipa nou creată va juca evident în Liga 1 la Ovidiu, urmând ca foarte probabil la Constanța, așa cum se anunță Daniel, să se reconstruiască stadionul. Îl dărâmă, face altul într-o perioadă de vreo 2-3 ani și atunci poate că lucrurile vor căpăta un contur bun și aici, la Constanța, fotbalistic vorbind. Da, eu n-am înțeles și am spus-o de câteva ori zilele trecute, n-am înțeles de ce nu și-au păstrat echipa de Liga a doua. E alegerea lor să aibă o singură echipă și o să aibă sigur un stadion, dar se pierde un loc în Liga a doua și atunci va trebui să promoveze FC Dacia Maramureș Baia Mare, sau cum se numește, da? Gândește-te că dacă Astra, despre care există tot felul de zvonuri în ultimul timp, legat de ce se va întâmpla, se retrage și ea, atunci va mai trebui să intre o echipă și din ce înțeleg e CSM Reșița. CSM Reșița, care este echipa
cu cea mai mare tradiție în eșalonul secund. Și vom care, avea un Daniel, campionat... care se pare că l-a ofertat și foarte probabil, dacă se întâmplă acest lucru, sunt curios totuși, Dan Alexa, care s-a despărțit de ASEO Politic Timișoara, ar fi cel ales de Cristi Bobar să conducă gruparea din Reșița. Acum nu știu dacă rămâne la Liga a doua, discuția este valabilă, sau dacă echipa nu va putea merge în continuare în eșalonul secund, Dan Alexa se va putea implica chiar și la Liga a treia. Informațiile spun că va fi o colaborare între cele două părți după ce Alexa a renunțat la ASEO Poli. Da, a renunțat la ASEO Poli și din ce înțeleg, Octavian Benga este cel care vine la Timișoara. S-ar întoarce la Timișoara. Sunt multe lucruri pe acolo. A ieșit Dorin Toma pe listă acolo, cel care a condus pe Mina Orbaia Mare. Ideea e ce se întâmplă la Timișoara, pentru că eu am avut un buget foarte mic și sezonul trecut, în ciuda faptului că au intrat în play-off. Păi și atenție, Daniel, se spune că Dan Alexa pleacă la Reșița și cu prietenul ăla care a venit cu niște bani pe acolo. Înțeles, da. Deci nu mai au nici banii aia cei de la Timișoara. Nici aceea. Da, nu știu, pe Timișoara nu o văd foarte bine. S-au despărțit sau urmează de câțiva jucători importanți? De cei cu mare e un nume important, un oraș important, dar din punct de vedere fotbalistic, cred că este slabă echipa cu cel mai slab buget din Liga a doua. Nu cred că este echipa mai slabă. Și totuși s-au descurcat destul de bine. Adică au intrat în play-off. Evident că ambițiile lor, chiar în condițiile astea dificile, financiar vorbind, erau mai mari. Se gândeau chiar să prindă un loc de baraj. Echipa a cam obosit acolo pe final de sezon. A rămas totuși în acea zonă a clasamentului. Dar iată că Dan Alexa era contestat la un moment dat. Pentru că, tot vorbind, Daniel, fanii și acolo la Timișoara, vroiau neapărat să meargă la baraj, adică chiar dacă bugetul era mic, chiar dacă jucătorii, mulți dintre ei, aveau niște ani, experiență adevărată, dar probabil că nu, intervine o uzură și la Mera, și la Scutaru, și la Accente, și la Ivanovici, oamenii cu greutate, dar nu poți să joci la infinit. Nu poți să joci și Dan Alexa este și un bun motivator, adică era un om care stătea de vorbă cu ei, îi ajuta și financiar și cu sfaturi, dar nu poți să mergi la infinit cu lucrurile astea. Și până la urmă și Dan Alexa a avut și el de pierdut ca imagine după ce s-a întâmplat cu Timișoara. Eu stau să mă gândesc ce s-ar fi întâmplat cu Timișoara dacă ar fi promovat în situații. Da, că trebuia să mai aducă jucători. Și bun, juca. Luai niște bani din drepturile TV, te mai cărpeai, aduceai alți jucători, dar tot într-o situație grea erau și asta, Daniel, spun că mai bine că n-au promovat. Acum să vin pe terenul tău. Iată că Dan Alexa, nu, lucruri pe care nu prea le vedem în alte părți, dar în fotbalul românesc își fac simțită prezența. Dan Alexa, care a început la Timișoara ca manager general și care a coborât după aceea pe bancă. Adică într-un sezon să fii și manager și antrenor, parcă numai la noi se întâmplă. Da, totuși Dan Alexa e mai mult antrenor, adică nu-l văd manager. Asta a spus și acum. El e un tip mai coleric, mai aproape de jucători. Dar este de lăudat, Daniel, că atunci când s-a dus la Timișoara, a încercat să ajute. În prima oară din postura de manager, după aceea, dacă a fost nevoie să coboare pe bancă, a făcut-o, dar preciza Dan Alexa că nu, viitorul lui este clar ca antrenor principal. Și că următoarea aventură, să spunem așa, dacă va fi Reșița, îl va găsi din nou pe banca tehnică. Așa este. Eu cred că el va fi antrenor în continuare, dacă va fi la Reșița sau în altă parte, dar nu-l văd. Totuși, ca să fii manager din fotbalist, trebuie să ai niște calități care să te recomande pentru lucrul ăsta. Să mergi un pic la școală. Nu îi reproșesc că n-a mers la școală lui Dan Alexa, dar e mai aproape de meseria de antrenor principal. Să știi că sunt foarte puține cazuri în fotbal, dacă ne uităm, sau cel puțin în fotbal românesc, de oameni, de foști fotbaliști care au făcut o școală de antrenor și care ulterior au ajuns manager. Da? Cazul pe care îl dau eu exemplu totdeauna e Ionuț Lupescu. Pentru cei care nu știu, Ionuț Lupescu a antrenat în Liga 1 pe FC Brașov și pe FCM Bacău la sfârșitul anilor 2000. Da? Dar după aceea a luat-o pe calea managementului și bine a făcut, a ajuns la un nivel. De asta spun, cineva trebuie să le schimbe mentalitatea fotbaliștilor când se lasă. Dom'le, nu toți vă faceți antrenori, că uite, avem atâția antrenori, dar nu mai știm ce să facem. Iar eu ți-am dat exemplu și nimeni nu vrea să antreneze la copii și juniori. Toți vor numai în Champions League și în Liga 1. Exemplu de Răzvan Raț, care a fost invitat aici la noi și face un curs acum de foarte bine. Pentru a fi foarte bine pus la punct, la curent, că dacă va are o experiență echipă, foarte mare ca fotbalist și la nivel înalt. Să ajungă și la nivelul ăsta. Și dacă te pui la punct, știe foarte multe limbi străine, dacă te pui la punct și cu o școală de management, un master ceva, de astfel de oameni e nevoie. Las ca antrenori avem, cred că... Cum zicea Marin Barbu? Cum era recolta la hectare înainte pe vremea lui Ceaușescu. Avem mai mult decât ne trebuie. Adică cum nu zicea mai gata. Marin Barbu? Că îi reproduc așa. Zice, domnule, dacă vine o garnitură de tren, o garnitură, asta înseamnă mai multe vagoane, nu? Zice, să umple de antrenori care n-au serviciu. Dacă pleacă trenul din gară și te uiți în spate, aleargă unii pe șine pe acolo să prindă măcar pe scară, pe tampoane, pe foarte plastic. Uite, și mai sunt cazuri, acum în fotbalul modern e nevoie de preparatori fizici. Apropo, Mihai Teja are diploma de
preparator și fizic. De preparator. Adică dacă se lasă mâine de să mergem, fie principal, Daniel, mergem, poate să fie preparator fizic. Mergem la Sibiu, nu la Giurgiu, ci la Sibiu, dragi prieteni, pentru a-l găsi la fața locului pe noul președinte al divizionarei secunde Hermannstadt, Dani Coman. Bună ziua, bine ați venit la Metropola TV și Sport Total FM. Bună ziua. Domnule Coman, o adevărată provocare. S-a vorbit în această perioadă de Dani Coman în multe direcții. Multe echipe de Liga 1 îl doreau în conducere. Până la urmă, Dani Coman a optat pentru această variantă Hermannstadt Sibiu. Care au fost argumentele care v-au convins, domnule Coman, să acceptați această variantă? Exact cum a spus și dumneavoastră, o nouă provocare. Îmi doream să-mi revină entuziasmul pentru fotbal, să-mi demonstrez mie. Nu cred că mai trebuie să demonstrez nimănui, nu sunt la vârsta la care să-mi doresc astfel de lucruri. Vreau să-mi demonstrez mie că pot reconstrui o nouă echipă bună, o nouă echipă frumoasă, o nouă echipă care să promoveze și să aducă bucurie oamenilor. Dacă la nivel de antrenor, domnule Coman, știu că nu prea este răbdare, pentru președinte există acest termen de a pune bazele unei echipe competitive, știind că nu se poate întâmpla nu acest lucru de azi pe mâine. Este adevărat ce spuneți. Nu poți crea o nouă echipă într-un timp scurt, iar timpul nu ne așteaptă, nu ne permite să facem greșeli. Eu am încredere în mine, am încredere în oamenii de lângă mine, în colaboratorii mei, am încredere în noul staff pe care îl vom avea, format din Bogdan Andon, din Marius Moldărășanu și stafful lui. Eu cred că vom face lucruri frumoase împreună și vom readuce Hermannstadt în prima ligă fotbalistică. Salut, Dani Coman, Daniel Nazare sunt. Am și o curiozitate vis-a-vis de faptul că te-ai dus la Hermannstadt, ai plecat de la Astra unde erau ceva probleme financiare. Știu că și la Hermannstadt sunt ceva probleme sau cel puțin erau în sezonul trecut. Nu ți-e frică totuși că ajungi într-o situație în care iară nu va depinde totul neapărat de ceea ce faci tu acolo din punct de vedere managerial sau sunt anumite promisiuni că lucrurile se vor rezolva? Lucrurile se vor rezolva. Nu au fost așa probleme mari cum au fost expuse în presă. Într-adevăr au fost întârzieri de plată, dar argumentate de unele decizii care s-au luat. Am încredere în cei doi patroni pe care îi cunosc de foarte mult timp, în Ștefan Băcile și Claudiu Rotar. Am încredere în Radu Neguț, finul meu care este manager sportiv. Acum nu știm ce se va întâmpla. Fotbalul nu-ți oferă garanții și nici situația economică din ziua de azi. Cel puțin în România nu-ți oferă garanții că peste o lună, două sau trei nu vor mai fi întârzieri. Dar merg cu toată încrederea, merg cu tot entuziasmul. Încerc să dau tot ce am eu mai bun din mine pentru a readuce Sibiul în primul eșalon. Domnule Coman, întâmplător sau nu, cele două echipe care au părăsit Liga 1, Politehnica Iași și Hermannstadt, au folosit cei mai mulți jucători străini în campionatul trecut, evident la Liga 1. Acum, la eșalonul secund, Dani Coman, Marius Moldărășanu și oamenii care se ocupă vor schimba puțin optica, urmând să bizeze pe mai mulți jucători români? Să fiți convinși că nu vor mai fi jucători străini. 90% din jucători vor fi jucători români, jucători care își doresc să facă performanță, jucători care au determinare, care se pun în slujba echipei. La Liga a doua, nu, diferența de valoare nu este foarte mare. Doar un grup unit, entuziasm, atmosferă bună și o echipă organizată poate aduce promovarea. Da, o premieră și pentru Dani Coman, obișnuit cu luminele rampei. La nivel de primă ligă, coboară acum, să spunem așa, forțat puțin la munca de jos, la Liga a doua, unde este însă destul de frumos, Dani Coman. E frumos să fii conducător, e frumos să vezi fotbalul, e frumos să mergi cu plăcere la birou sau la antrenament. Viața de fotbalist a fost extraordinar de frumoasă. Nu știu dacă există altceva mai frumos decât să fii fotbalist. Mult mai frumos să fii jucător de fotbal decât conducător. Asta, dar da. Eu am entuziasm, îmi place ceea ce fac, o fac cu plăcere, nu o fac pentru altceva, nu o fac pentru bani, nu am mers la Sibiu pentru bani, am mers doar că îmi doresc să-mi demonstrez mie că pot readuce Sibiul în prima ligă și că pot reorganiza o echipă.
Da, într-o primă fază, Hermannstadtul va juca departe de casă sau există posibilități ca la ora startului noul sezon, 31 iulie, echipa să se întoarcă în sfârșit acasă? Se va întoarce acasă, dar nu se va întoarce pe noul stadion. Noul stadion se va termina, cred, la sfârșitul acestui an, iar de anul viitor echipa poate juca meciurile oficiale pe noul stadion. Dar încercăm să jucăm la Sibiu, pe un alt teren, sper să și reușim. Ați fost la Astra, o să luați vreun jucător și de la echipa giurgiuveană, e posibil să vedem vreunul, doi, trei jucători la Hermannstadt? Eu am rămas în relații foarte bune cu cei de la Astra. Am petrecut momente extraordinare aici și chiar vreau să le mulțumesc tuturor, de la domnul Nicolae până la ultimul angajat al clubului. Au fost alături de mine, m-au ajutat cu tot ce au putut. Îmi pare rău că s-a terminat așa, dar asta este viața. Cu toții trebuie să mergem înainte, să nu ne mai gândim la ce a fost, la ce am pierdut, să ne gândim la ce putem face și cum ne vom ridica. Da, spunea Daniel Nazare de ceva jucători. Eu a spune, Vali Gheorghe și Romario Moise și treaba la Sibiu este rezolvată, Dani Coman. Da, mi-a dat o idee bună. Mi-aș dori pe amândoi, dar e greu să-l pot lua pe Vali Gheorghe la Liga a doua. Dani Coman, mulțumim foarte, foarte mult. Spor la treabă și de acum încolo evident că vom colabora mai îndeaproape fiind vorba de Liga a doua. Metropola TV și Sport Total FM se apleacă foarte serios și asupra acestui aspect. Succes la noua echipă. Abia așteptăm să vedem Hermannstadtul. Dani Coman, Marius Maldărășanu. O după amiază bună. Așadar, Daniel, iată, calitate, spun eu, cel puțin la nivel de oameni care conduc. Dani Coman, președinte, Marius Maldărășanu, antrenor. E interesant de văzut cum va arăta lotul celor de la Hermannstadt în condițiile în care au plecat, cred că 80% dintre erau jucători. Erau străini, majoritatea. Erau foarte mulți străini, dar au plecat mulți jucători la final de contract, echipa a retrogradat. Cât de repede vor reuși să se organizeze și să atace promovarea? Că eu nu-l văd pe Dani Coman stând prin Liga a doua câteva sezoane, da, îl văd atacând direct promovarea și atacând de fapt play-off-ul prima oară și apoi promovarea. Dar pentru Hermannstadt, din punctul meu de vedere, un sezon încă în Liga a doua ar fi un eșec. Și atenție, Daniel, că foarte probabil, de fapt sigur, noul sezon se va derula după aceleași coordonate ca stagiunea trecută. Sunt doar 19 etape. Nu ai timp să faci pași greșiți, că nu trebuie ai să intri să recuperezi. Să intri și ca să intri acolo, vorba ta, acolo știi ce ai de făcut. Dar să ajungi acolo, pentru că depinde foarte mult de tragerea la sorți. Unele echipe puternice joci în deplasare, cu altele joci acasă. Și o astfel de ierarhie, Daniel, cred că ești de acord cu mine, nu reflectă clar valoarea echipelor, pentru că una e să joci tur-retur, nu? Și alta e doar 19 etape în care conduc alți factori. Și dacă n-ai prins acolo play-off-ul deja, poți să spui că e un sezon ratat, nu? De asta spun. Probabil că ei se bazează de ceva pe un lot, dar cred că trebuie să dureze vreo 10 zile, 2 săptămâni până se creionează un lot și să vedem cu cine pleacă la drum, pentru că foarte mulți jucători buni în momentul de față și-au găsit echipe, cei care erau liberi. Da, antamați deja. Sunt antamați, de asta zic, trebuie să vedem de unde aduc ei jucători. Dar ce te întreb, Daniel, prezența lui Dani? De asta l-am întrebat de Astra Giurgiu, că poate ia câțiva jucători de acolo. O să ia aproape din cei mai puțin cotați. Da. Dar mă gândesc prezența lui Dani Coman. Un tip așa, cu o personalitate ok, care s-a remarcat și în peisajul primei ligi, nu? Cu niște declarații la obiect, un tip care n-a ieșit așa din peisaj, nu? Prezența lui acolo ar putea să fie o garanție pentru jucători de bună calitate. Bă, dacă s-a dus Dani Coman acolo, înseamnă că lucrurile sunt ok și atunci eu ca jucător mă duc pentru că știu că o să fiu plătit. O să e adevărat, dar totuși Dani Coman vine de la Astra unde nu s-au plătit salariile. Sigur că aici este altă garanții, situație. Logică. Eu cred că el are o ambiție în a demonstra că tot ce s-a întâmplat cu Astra Giurgiu n-a fost din vina lui. Și eu spun că în mare măsură nu e din vina lui. Dar acum va trebui să demonstreze... Acum, nu, dar lumea o să le eticheteze, domne, Dani Coman a retrogradat cu Astra Giurgiu. Da. Ambiția lui acum ar fi să ia pe Hermannstadt din Liga a doua și să o ducă în Liga 1, să demonstreze că a fost o întâmplare atunci. De asta spun că el a venit aici mai mult din ambiție, că din ce știu eu a mai avut oferte, inclusiv și de la prima ligă, dar n-am înțeles de ce n-a ajuns la Rapid în primul rând, adică l-aș fi văzut mai degrabă acolo sau la FC Argeș. Sigur că e și Jean Vlădoiu acolo, dar erau posturi ocupate. Erau posturi ocupate, erau două săbini era aceeași teacă. Așa. Dar la Rapid nu mi se pare că are vreun conducător acum extraordinar la Rapid. Adică sunt niște oameni care au niște bani. Și Rapidul și la acest capitol. Mută, dar acum nu mai are ce să mai mute. Deocamdată Rapidul trebuie să mute la transferuri, că stă foarte puțin. Doi jucători, se pare că astăzi mai semnează doi, până când pleacă echipa la Paiana Brașov. Foarte, foarte puțin. Luni mai aduc doi jucători cu vreo 6 noutăți din astea. Așa, dacă le duce și pe Săpunaru, chiar că dă lovitura. Săpunaru mai are un an de contract.
contract și are salariul foarte mare. Și pe Alexandru Albu, Daniel, ai, serios că în fotbalul românesc mai greu să plătești bani. Uite, Craiova a plătit pe David Lazar 200.000 de euro, portar, că este internațional. Rapid a plătit la Chiajna 50.000 de euro pe acest Alexandru Albu, chiar nu e o sumă deloc de neglijat. Nu, e un fotbalist bun care a cochetat la un moment dat și cu echipa națională. Exact. Da. Au plătit pe el 50.000 de euro. Eu zic că Rapidul are un lot destul de subțire. Da, la acest moment, da. Ne întoarcem la Hermannstadt. Marius Maldărășan, nou antrenor. Dintr-o listă, evident, mai largă, că e și greu, Daniel, să alege antrenorul. Nu? Din cât sunt pe margine acum. Marius Maldărășanu face parte dintr-o generație foarte tânără de antrenori, cu licența pro, din ce știu eu. Are care a avut în anumite situații... A terminat acum cu Mirel Rădoi, cu Adrian Mutu. Da, a fost la Metalo Globus, e un antrenor care... O bună perioadă pe din margine. Din ce am văzut, a avut totuși coloană vertebrală, așa, adică n-a fost un antrenor care să... Da, uite, hai că acum, ca să spun eu una, spui tu de coloană vertebrală. Cu cât sunt mai tineri, parcă au mai multă coloană vertebrală. Nu, deci Marius Maldărășanu era ca și numit la Corona Brașov. Acum, odată cu venirea lui Dani... Și Bogdan Andon era ca și numit la Hermannstadt. Da, n-am vrut să-l supăr pe Dani Coman, dar Dani Coman spunea Bogdan Andon, adică cel care era până aseară antrenor la Hermannstadt. Dar ce s-a întâmplat totuși, adică... Da, Marius Maldărășanu era anunțat la Corona. Discuțiile erau așa. Chiar astăzi trebuia să meargă la Brașov să fie prezentat așa. Bogdan Andone, pentru că lui Dani Coman i-a scăpat această noul staff, Bogdan Andone, adică și el era la un moment dat că e nou antrenor. Ceva s-a întâmplat acolo, nu? Și probabil că Dani Coman a cântărit mai bine cele două variante. Sau poate nu s-au înțeles cu Bogdan Andone. Păi era și Bogdan, era deja anunțat oarecum. Nu oficial, dar toate indiciile duceau către Bogdan Andone. E bine, s-a făcut această schimbare și te întreb de chestia asta. Adică poate se duce la Corona Bogdan Andone. Acum se duc el în partea aia, sau poate se duce la Iași, nu știu. La Corona ar fi și Ilie Stan pe listă. Mai sunt câteva cluburi care n-au antrenor în momentul de față și ar trebui în câteva zile să rezolve problema asta pentru că... Dar știi ce mă gândeam la o chestie de genul ăsta. Chiar urmăream că la Brașov acum ar fi rămas Costel Enache și Ilie Stan. Costel Enache ar fi și pe lista celor de la Iași, ca și Ilie Stan. Și mă gândeam, cei doi să se întâlnească, măi, hai să facem ceva, să te duci într-o parte și eu într-o parte, adică hai să găsim o variantă, știi? Să ne găsim amândoi, că s-ar putea ca niciunul dintre ei să nu prea ia vreo echipă de genul. Din sursele mele, Eugen Agoie va fi la Poliaș. La Iași. Da, așa știu eu. Și până la urmă, Eugen Agoie e un antrenor cu carte de vizită superioară celor doi, cu tot respectul pe care... Da, iar uite că noi vorbeam la nivel de conducători, din surse foarte sigure, Cornel Schweitzer a fost aseară la Iași. Da, dar nu înseamnă că s-a și înțeles. Deci asta arată că e interesat, Daniel. Da. Dacă te-ai dus până acolo și te-ai întâlnit cu primarul municipiului... Eu, dacă aș fi în locul Cornel Schweitzer, nu m-aș duce acolo, aș rămâne la Sfântul Valeriu Gheorghe. Valeriu Iftimea îl îndemna să ducă la Iași. Adică, eu l-aș îndemna să rămână la Sfântul Gheorghe. Dacă... Păi, la Sfântul Gheorghe... O performanță, Daniel, aici foarte bună. Da, e seriozitate, sunt bani, echipa vrea să meargă în Cupa Europeană, au stadion nou, la Iași ce ai? Păi, uite, și Dani Coman putea să meargă la Liga 1. Și pe ce vizează ieșenii? Pe sentimentalismul... E acolo, din zonă. E din zonă, din Moldova, îi place de Iași, frumos la ea și cu palatul. Mai aproape de Botoșani. Mai aproape de Botoșani, se duce acasă, poate are copii, are nevastă. Și Dani cred că își găsea și el, Dani Coman, pe la Liga 1 pe undeva, un adăpost pe acolo, sincer. A, da. Putea să meargă și el pe undeva. Până la urmă a zis, mă duc la Hermannstadt, unde sunt eu șeful clubului. Da. Și dacă am mână liberă, încerc să... Și asta este și această... El a jucat și la FC Brașov, Dani Coman, dacă ți-aduce aminte. Da, și e și această provocare sportivă. Și din ce știu eu, are și o casă în Brașov. Ești mai aproape de Argeș, pe partea aia altă, pe acolo, pe la Pitești. Am văzut ajungi repede. Au luat și câțiva jucători de la școala lui de fotbal. Adică probabil că sunt niște planuri mai bine puse la punct la Hermannstadt, care l-au convins până la urmă, nu? Pe Dani Coman să accepte această variantă. Marius Maldărășanu, care va fi prezentat oficial luni împreună cu stafful său la timona celor de la Hermannstadt Sibiu, cu obiectivul clar, promovare. Vom vorbi cu Marius Maldărășanu săptămâna viitoare. Ionele, să facem o listă cu echipele care vor să promoveze. Nu, că nu toate. Metalo Globus nu vrea să promoveze. Buzău nu vrea să promoveze. Dar play-off-ul vrea să-l prindă. Buzău, da, Daniel, Buzău, da, că și-a schimbat titulatura. Păi și-a schimbat și ce vor să promoveze. Da, clar, Cristi Pusta e noul antrenor care va fi anunțat la începutul săptămânii viitoare. FC Buzău se va numi echipa cu obiectivul clar promovare. Deci l-aș lua așa, Petrolul și Ucluj, astea vor de câțiva. Da, bun. Hermannstadt vrea, da? Da. Iașiul vrea. Normal. Că de-aia se strâng acum să facă o echipă, da? Am luat 4. Tu zici că și Buzău. Hai să le luăm pe astea care au fost în play-off. Cixereda vrea să prindă play-off-ul. Timișoara nu, cred că... Dacă prins play-off-ul... Timișoara nu. Vrea să prindă play-off. Cu ce mai are pe acolo? Dunărea Călăraș cred că vrea, dar n-are cu ce, că trebuie să mai... Probleme delicate. Uite, trebuie să mai dea și bani acolo. Da, n-avem date foarte clare acolo. În schimb, știm ce se întâmplă la Metalo Globus București. Avem plăcerea de a-l saluta pe Marius Burcă, președintele grupării bucureștene. Bună ziua, domnule Burcă! Bună ziua! Bună ziua, domnule președinte!
Bună ziua, bună ziua, vă salut. Așadar am stat așa, în expectativă, o perioadă, până am reușit să antamăm un alt antrenor principal, un tânăr tehnician cu licență pro, Nicolae Grigore. Așa este. Așa este, aveți dreptate. După cum prea bine v-am spus când ne-am auzit ultima dată, noi de obicei luăm antrenori care își doresc să nu rămână la Metaloglobus, ci să crească odată cu echipa și să facă pasul către prima ligă. Știți prea bine că până acum ne-a reușit, dacă vorbim de Bogdan Andone, de Vintilă, de Giusi Balint și așa mai departe, chiar și Marius Mălărășeanu. Da, care puțin mai devreme, domnule Burcă. Și Gabi Manu. Vorbeam... Da, Gabi Manu, eu vorbeam de Marius Mălărășeanu, care puțin mai devreme, ne spunea Dani Coman, este noul antrenor al echipei Hermannstadt Sibiu. Da, am auzit. Ce pot să spun? Le urez multă pastă și unui Dani Coman, care este un președinte de nota 10, dacă pot să spun așa. E adevărat, eu am o relație foarte bună cu el. Și lui Marius Mălărășeanu, care atât timp cât a fost la noi ne-am înțeles perfect și știți prea bine că eu mi-aș fi dorit să și continue. Deci multă baftă celor de la Hermannstadt, lui Dani și lui Marius. Domnul Burcă, Daniel Nazare, sunt, am și o curiozitate vis-a-vis de alegerile pe care le-ați făcut în ultimii ani la Metaloglobus. Toți antrenorii, fără excepție, tineri și foarte tineri. De ce mergeți pe acest lucru? Mă uit și eu prin Premier League, prin Serie A, iau antrenori de 55-60 de ani, Ranieri la 70 de ani la Sampdoria, adică merg foarte mult pe antrenori experimentați. La dumneavoastră am observat că sunt foarte tineri. Care e ideea, ca să înțelegem și noi? Da. Domn Daniel, vă salut încă o dată. Am înțeles întrebarea. Am spus mai devreme de ce luăm antrenori tineri. Nu știu dacă Metaloglobus la momentul ăsta, și am văzut că ați vehiculat anumite nume pentru anumite echipe, nu știu dacă Metaloglobus la momentul ăsta poate să își permită sau este așa de atractivă pentru nume care au fost în prima ligă, care au câștigat campionatul sau care, știu și eu, își doresc să termine pe primul loc. Metaloglobus își dorește, la fel ca multe alte echipe, să prindă primele șase, adică play-off-ul. După cum prea bine știți, acum 2 ani de zile pandemia ne-a oprit pe locul 7 la egalitate de puncte, incorrect spun eu, pentru că meritam și noi să fim în play-off. Anul acesta, știți prea bine, am jucat cu Rapid și așa după cum am mai declarat, cred că era singura echipă cu care ne doream să nu jucăm, ținând cont de afinitatea anumitor jucători, ținând cont de galeria Rapidului, ținând cont de brandul Rapidului. Eu sper din tot sufletul ca în acest al treilea an să fim în primele șase. De ce antrenori tineri? Tocmai pentru că îmi doresc sau ne dorim, noi cei din conducere, să-și suflece mânecele și să muncească alături de noi pentru a face performanță. În momentul în care ai un antrenor cu anumită experiență și vârstă, s-ar putea să-și ceară anumite lucruri care noi să nu putem să le punem la dispoziție sau s-ar putea să spună pur și simplu asta este, nu am reușit, mă duc mai departe. Însă pentru noi, un club privat 100%, nu prea ne permitem să spunem asta este, nu am reușit. Pentru că ne drămâim fiecare ban. Da, pe de altă parte, domnule președinte, un duet așa inedit, un tandem inedit, Nicolae Grigore, Ovidiu Herea, care primește, nu, responsabilități în plus în noul sezon, fiind și antrenor secund. Evident că va continua să joace și să marcheze, sperați dumneavoastră, pentru Metaloglobus. 100%, Doamne ajută, Ovidiu Herea, știți prea bine că și-a făcut datoria și în anul care debea s-a încheiat, competițional mă refer, sigur el va fi în continuare jucător și alături de noul antrenor va fi și antrenor secund. Este foarte adevărat, va fi o experiență nouă pentru el, o să vadă despre ce este vorba și dacă vă aduceți aminte, domnule Luțan, într-o emisiune în care eram noi doi, acum cred că jumătate de an, poate maxim un an, v-am spus lucrul ăsta. Nu știu, s-ar putea, cred că l-am și luat în direct și v-am și spus, când tot la fel se vehicula că va ajunge la Rapid, este adevărat, am discutat noi doi și am spus Ovidiu Herea va rămâne la Metaloglobus și următorul pas va fi antrenor secund și cu ajutorul lui Dumnezeu, ușor, ușor, poate chiar principal. Nu puteți să ne spuneți cât, cât este salariul, dar puteți să ne spuneți măcar dacă e mai bun decât anul trecut. Cât este salariul? Da.
același bine știu. Același salariu, am înțeles. Asta e întrebare capcană, e clar că nu v-aș fi răspuns, dar pentru a fi corect, este același buget pentru staff. Dar iată, Marius Burcă, că l-ați convins pe Ovidiu Herea, însă președintele, cu siguranță, a avut mult de lucru în această perioadă, știind că Metaloglobus are mulți jucători la final de contract. Și ne precizați că, da, negocierile vor începe imediat după ce vom cunoaște noul antrenor, să vedem și pretențiile lui. Vom regăsi la Metaloglobus mulți din jucătorii importanți din sezonul trecut, care sunt la final de contract? Da, eu sper din tot sufletul. Am discutat deja cu marea majoritate a băieților care ni dorim să rămână. Cred că vor rămâne tocmai pe același principiu, că suntem o familie și pentru că dorim să continuăm ce am început acum un an și jumătate și să și finalizăm, adică să ajungem în play-off și să ne batem pentru primele patru. Și știu că pare ciudat, Metaloglobus versus, nu știu, Hărmașteat, Iași sau Petrolul, Cluj sau ce doriți dumneavoastră, dar consider că am arătat în anii care au trecut că merităm să fim în primele șase. Da, când începe Nicolae Grigore munca și care este programul, domnule Burcă, pentru perioada imediat următoare? Nicolae Grigore începe luni, pe data de 21, când ne și reunim. Este adevărat că am întârziat 3-4 zile, am fi vrut săptămâna asta, dar tocmai pentru că am fost în aceste discuții, de-aia am și întârziat. Două săptămâni cred că vom fi pe plan local, după care vom pleca două săptămâni la munte. De ce am făcut o mică pauză? Din cauza vremii, cred că o să decalăm un pic perioada de cantonament. Domnule Burcă, vă dorim spor la treabă, inspirație cu alegerea noului antrenor, să arate bine Metaloglobus, să intre în play-off, iar noi evident că vom ține legătura săptămânal aici la Metropola TV și Sport Total FM, pentru că ne interesează, știți foarte bine, tot ceea ce se întâmplă în Liga a doua. O după-amiază plăcută și succes în noul sezon! Doamne ajută, vă mulțumim mult de tot, așa este, vom ține legătura ori de câte ori va fi necesar și ce să vă urez, o emisiune bună, minunată în continuare. Mulțumim foarte toate mult! Bune. Nicolae Grigore rămâne în București, refuză varianta de a merge Daniel Nazare la Craiova cu Adrian Mutu pentru a-și continua această linie de antrenor principal. Din ce îmi dau eu seama până acum, Nicolae Grigore vrea să antreneze el principal și a făcut-o la Rapid, sigur că n-a avut mare succes, dar gândește-te că Nicolae Grigore a refuzat Naționala de Tineret la turneul final. A acceptat să antreneze Rapidul și să nu meargă la turneul final alături de Adrian Mutu și de echipă. Eu n-aș fi făcut la fel în locul lui, dar sigur, e alegerea lui. A riscat, a greșit de această dată, da, că nu i-a mers nici la Rapid bine, n-a fost nici la turneul final. Acum poate a ales bine și poate Metaloglobus intră în play-off și reușește și el o performanță. N-am înțeles foarte bine din ce a spus domnul Burcă dacă se gândesc la promovare. Se gândesc la play-off. Dacă a zis primele patru, adică să meargă la barajul pentru promovare. Foarte bine. Înseamnă că o trecem și pe lista asta pe Metaloglobus. Să o adăugăm. E bine să-ți propui niște obiective importante. Acum, Daniel, ce faci? Când pleci la drum, zici, domnule, locul 14-15, asta nu, e, încercăm poate și noi acolo. Încearcă să promoveze tineri, nu știu, nu-i cazul lor, că ei au cea mai omogenă echipă din Liga 2. Nu cred că fi schimbări foarte, foarte mari, dar aici Nicolae Grigore, față de Rapid, are mult mai multă liniște, o echipă așa, discretă, Metaloglobus, unde n-ai presiune. Și o echipă formată din timp, chiar dinaintea venirii lui Gabi Manu. Și pe care și Nicolae Grigore o știe, că a studiat-o, având jucători ăștia cu mare experiență, titulatura, prestația, cam este croită, așa, nu cred că vor fi foarte mult. Trebuie să luăm în calcul că și Metaloglobus nu are un buget foarte mare, iar eu l-am întrebat special pe domnul Burcă de ce ia antrenori tineri. Răspunsul din punctul meu de vedere e că sunt tineri dornici de perspectivă și foarte ieftini. Adică mai ieftini, nu foarte ieftini, totuși. Ieftini, dar nu în sensul că sunt slabi. Sunt ieftini pentru că-s la început și nu poți să cer foarte mulți bani. Eu cred că ei mizează bine pe linia asta, adică antrenori că, uite, au licență pro și Măldărășanu avea. Depinde la ce s-au reportat. Dacă Nicolae s-a reportat Grigore la faptul de a merge în play-off, au ratat și cu Gabi Manu și cu Marius Măldărășan. Că au terminat la 7, pe locul 7. La limită. Acum, poate cu Nicolae Grigore, lucrurile vor sta altfel. Poate tot pe locul 7 și atunci vor trece la un antrenor mai experimentat. Cine știe dacă bugetul permite sau care este optica celor de la Metaloglobus. Nicolae Grigore n-a avut timp la Rapid să arate foarte multe ca antrenor principal, pentru că a venit schimbarea, inevitabilă, nu, dacă rezultatele nu sunt cele dorite. Aici la Metaloglobus cred că va fi un cadru mai liniștit. În primul rând, poți să lucrezi mai în liniște, așa, n-ai presiunea fanilor,
Echipa este destul de bine croită dacă rămân mare parte din jucători, însă pe de altă parte și aici la Metaloglobus și peste Ovidiu Herea, Daniel, a mai trecut un an totuși. E adevărat. Mai dai câte un gol, mai faci ceva, dar nu mai ai aplomul de altă dată. Nu mai ai aplomul de altă dată, dar uite că totuși Ovidiu Herea și Claudiu Herea se remarcă la Metaloglobus. Au fost cei mai buni jucători. Principalii marcatori. Principalii marcatori. Asta ce înseamnă? Ori trece timpul, ei rămân buni pentru că este un campionat slab, ori nu mai vin alți jucători din spate și n-are nimeni, la Metaloglobus nu s-a mai remarcat nimeni în afară de ei. Acum să vedem dacă Metaloglobus cu Nicolae Grigore, antrenor, schimbă puțin strategia, urmând să aducă Daniel vreun atacant. Toată lumea caută atacanți de bună calitate. Nu prea mai sunt atacanți. Nu prea mai sunt. Bă, că toți caută atacanți. Ovidiu Herea, când a fost aici la noi, ne spunea, ce domnule, mai bine la noi, pentru că dacă e un atacant, apărarea adversă știe că trebuie să-l marcheze pe acelea. Așa la noi, care ba vine eu acolo, ba vine fratele meu, ba mai vine altul, nu știe despre cine e vorba. Că deja punctăm pe tabelă. Aducerea lui Nicolae Grigore se pliază pe mai multe lucruri. Unul, pe faptul că e un antrenor ieftin, al doilea, are o relație bună cu Ovidiu Herea, da, și atunci ei vor colabora foarte bine. Da, adică a fost luat în calcul. Așa l-aduce pe un antrenor care poate nu-l mai agrea pe Herea, da, poate nu era atât de ieftin. Adică toate lucrurile astea au mers către Nicolae Grigore. Da, spun că și Marius Moldărășan ar fi fost o variantă aici și Bogdan Andone, adică antrenori care au mai fost și care se pliază pe stilul ăsta de la Metaloglobus. Da, că unul dintre ei și-a găsit de lucru, Marius Moldărășanu, Bogdan Andone probabil acum, după ce, iată, chiar aș fi curios dacă am putea să vorbim cu Bogdan Andone. Nu astăzi, în zilele următoare. E dificil, Daniel, adică te-ai înțeles cu președintele. Domne, tu o să fii antrenor la echipa asta în seara aceasta și mâine dimineață nu mai ești tu. Eu nu avem de unde să știm. Poate că au fost niște lucruri la care n-au căzut de acord. Poate n-a fost lotul pe care și-l dorea Bogdan Andone. Poate lui Bogdan Andone i-au propus niște bani seara și dimineața i-au propus alți bani. Mai puțin, mai puțin, nu mai mulți. Adică nu știm de la ce. O să aflăm probabil în câteva zile despre ce a fost vorba. Dar până la urmă, oficial, a fost anunțat Marius Moldărășan. Marius Moldărășan, așa. Aici, până la urmă, o să meargă Bogdan Andone la Brașov. S-a dus Marius la Sibiu. Nu mai vine Ovidiu Sabău la Brașov? Au zis cei de acolo că e o variantă destul de scumpă. Păi, bineînțeles. Am vorbit la radio, la noi, la Sport Total FM, cu Ovidiu Sabău. Ai vorbit vineri, nu? Recunoștea, da, domnule, am discutat cu Brașov. Eu am transmis doleanțele mele, din punct de vedere ca antrenor, ca manager, ce ar trebui făcut. Cei de acolo analizau, dar cred că și aici, Daniel, au fost puțin temperați cei de la Brașov când au auzit. Normal că Ovidiu Sabău, dacă revenea pe banca tehnică și ca manager, acelor niște garanții pe care probabil Brașovul în acest moment nu le poate oferi, că și acolo incertitudinea este la ea acasă. Da, Brașovul are o echipă în Liga 2 acum, are una în Liga 3, nu? Steagul Roșu. Steagul Roșu. Dar până la urmă, partea financiară nu e rezolvată. Nu e rezolvată. Am vorbit și cu Adi Sabo la noi, la Sport Total FM, cel care răspunde fost de acest antrenor. Proiect Corona. El este coordonatorul și echipa s-a reunit sub comanda lui Călin Moldovan. Uite, și aici este o altă problemă. Adică echipa se antrenează, Daniel, de luni. Sub comanda lui Călin Moldovan, ei discută cu alți antrenori care vor să îi numească. Adică, nu știu, mă pui și în pielea antrenorului care conduce echipa în acest moment. Știm că, bă, diseară sau mâine o să fiu anunțat că nu mai sunt eu. Adică, da, este sunt vreo 4, 5, 6 echipe la Liga 2 unde există incertitudine în momentul de față. Și lucrurile trebuie să se regleze foarte rapid. Probabil că va trebui săptămâna viitoare să avem toate echipele cu toți antrenorii, chiar dacă loturile nu sunt definitivate. Și cred că mulți jucători vor fi aduși de la Liga 3. Pare rău că trebuie să o spun. Păi de unde să mai aduci? Că nu mai ai de unde în momentul de față. Toate da, cluburile că bune, cum e Cluj, Petrolul, dau două exemple din Liga 2, care deja și-au făcut lotul. Daniel, la unele echipe n-au început pregătirile, în schimb altele deja au jucat primul meci amical. Este cazul noii divizionare secunde, Viitorul Celimbăr. Cătălin Crăciun, ofițerul de presă al acestei echipe promovate în Liga 2, cel care va colabora îndeaproape cu noi în viitorul sezon, a fost prezent la partida amicală cu Gaz Mental Media și te salutăm, Cătălin. Ce s-a întâmplat? Bună ziua! Bună ziua și vă mulțumesc foarte mult pentru invitația de a intra în direct alături de voi. Meciul s-a încheiat dintre Gaz Mental Media și Viitorul Celimbăr de aproximativ 10-15 minute cu victoria echipei din Celimbăr. Auzi ce debut a avut Florin Maxim? Victorie cu Gaz Mental, da. Da, nu e întâmplător. Să știți, de-a lungul sezonului trecut am mai jucat un meci amical cu Astra Ploiești sau cu Astra Giurgiu, pardon. Am făcut 2-2. Am mai jucat amical cu Cixele, dar pe care am condus 2-0 și am pierdut 3-2 după ce am condus. Deci nimic nu e întâmplător. Bun, cine au marcat pentru Celimbăr? Ce noutăți a avut Florin Maxim la meciul de astăzi? Sigur că da. Scorul a fost deschis de George Monia după o acțiune bună a echipei noastre. A fost un incursiune flancul stânga lui Roșu.
a trimis mingea în centru pentru Cristian, acesta a șutat în stâlpul porții din stânga portarului Buzbuchi, după care mingea a ajuns la Monia, care a înscris cu un șut puternic din interiorul careului. După care, în minutul 48, Gazneta Media și-a regalat prin Hăjmășan, iar golul victoriei a fost marcat de Daniel Tătar, în minutul 65-66, de la centrul terenului, un șut de la 40 de metri, 45 de metri. Ce noutăți a avut Florin Maxim, dacă au fost la jocul inaugural de astăzi? Partida de astăzi a fost începută de Florin Maxim cu Vâscă în poartă. Monia, Vișa, Natia, Daniel Tătar, Neacșa, Drugă și Alexandru Luca este prima noutate de la Măgura Cisnădie, mijlocașul central născut în 2004. Da. După care a urmat Alex Curtean, Roșu și Adrian Cristian. O altă noutate în lotul nostru au fost doi jucători în probe, au reprezentat doi jucători în probe, este vorba de Sebastian Ștefan și Dohotariu de la Metalurgistul Cugir. Programul următor, Cătălin, din câte știm, Viitorul Șelimbăr se va mai pregăti câteva zile pe arena proprie, după care va urma un cantonament în Turcia, nu? Da, un cantonament în Turcia, într-o zonă montană, pentru că ne dorim să ne pregătim și să pregătim foarte bine primul nostru sezon din eșalonul secund. Urmează meciul amical pe data de 25 iunie în deplasare cu UTA Arad. Pe 29 iunie jucăm în deplasare cu FCSB. Pe 7 iulie cu Universitatea Cluj, iar în data de 9 sau 10, încă nu este fixată cu exactitate plecarea, plecăm în Turcia, în cantonament. Iată ce partide amicale își poate permite Viitorul Șelimbăr. UTA, Gaz Metan Mediaș, FCSB, pregătește atent Florin Maxim, noul sezon. Cred cu tărie faptul că oficialii clubului nostru și-au dorit și ne dorim să jucăm cu echipe care ne pot arăta atât la ce nivel suntem, cât și la ce nivel tindem să ajungem. Adică ne dorim să facem o treabă cât mai bună aici la Șelimbăr, să nu doar să bifăm prezent în Liga a doua. Cătălin, cum se prezintă arena din Șelimbăr? Are nevoie de îmbunătățiri pentru a găzdui în condiții foarte bune viitoarele partide de Liga a doua? Această arena din Șelimbăr este în reconstrucție, ar fi greșit să zic o renovare, pentru că se începe totul de la zero. Va fi un stadion făcut de CNI de 2500 de locuri la Șelimbăr, care teoretic ar trebui să fie gata în decembrie sau în ianuarie. Până în momentul respectiv, noi vom discuta meciurile considerate acasă pe stadionul din Avrin. Da, și care este impactul în comunitatea locală legat de Liga a doua? Așteptați, bine, nu o să fiți acasă, asta este o mică problemă. Veți juca la Avrig, dar... Nu o să fim acasă, însă noi am reușit să creăm o emulație aici în comună, atât prin echipa de seniori, cât și prin grupele de copii și juniori, pentru că avem, sper să nu greșesc, peste 100 de copii și juniori care se pregătesc la Viitorul Șelimbăr. Și toți sunt localnici, fără să existe un fel de taxă de participare sau un fel de cost generat pentru părinți. Ceea ce eu cred că este foarte, foarte important în acest moment, faptul că încercăm să punem bază în un club serios și să dezvoltăm toate secțiile de copii și juniori. E greu să găsești Cătălin Crăciun, vreun antrenor mulțumit cu lotul pe care îl are la dispoziție. Foarte probabil, Florin Maxim a cerut conducerii și aducerea unor jucători, probabil cu experiență. Se va întâmpla acest lucru în perioada următoare? Cu siguranță, aș vrea să menționez un lucru care este foarte important. În primul rând, Florin Maxim a cerut să nu plece niciun jucător din echipa care a promovat. Cred că este un aspect foarte, foarte important acesta. Înseamnă că are încredere în băieții pe care i-a pregătit în Liga a treia, înseamnă că este conștient de faptul că echipa noastră nu a promovat întâmplător în Liga a doua și atunci, cu siguranță, vor fi nevoie, pentru că noi, dacă, după cum bine a declarat și Florin, numeric nu avem un lot atât de vast. Știi? Și ne-am dorit să avem dubluri pe posturi și să putem să nu avem surprize cu accidentările. Mai avem și perioada asta cu COVID și, după cum știți, în Liga 3 am fost nevoiți din cauza aceasta să apelăm la soluții mai inedite, dacă le pot numi așa. Cătălin, o plăcere că te-am găsit la Șelimbăr. Vom colabora în viitorul sezon, unul care va fi transmis aici la Metropola TV și Sport Total FM. Urmărim îndeaproape ce se întâmplă cu Viitorul, echipa pregătită de Florin Maxim și vom vorbi, evident, și în emisiunile următoare. Mulțumim pentru aceste prime amănunte. Viitorul Șelimbăr a trecut la treabă, Daniel. Meciuri amicale, da. FCSB, UTA, Gaz Metan, arată dacă bine. E să privim totuși la numele care sunt în Liga a doua, în cele 20 de echipe, e numele cel mai puțin. Exotic, așa, da. E una dintre candidatele la retrogradare, cu tot respectul pe care le avem. Acum depinde. Dacă vor alinia o echipă foarte bună și au un antrenor foarte bun, chiar îl cunosc pe Florin Maxim și știu că e un antrenor foarte preocupat, s-ar putea să reușească
Surpriza. Surpriza și să salveze. Uite, avem și o echipă care nu vrea să promoveze în Liga. Prima, da. Că restul toate, dacă stăm, sigur, exagerăm acum, dar cred că sunt 10-11 care vor să... Mai vorbim în ultima parte a emisiunii și cu alte echipe, probabil, care tot așa se vor încadra în această categorie a formațiilor care vor avea ca pretenții doar o prestație de bună calitate să rămână în Liga a doua. Cred că nici Unirea Slobozia, că vorbeam cu Adi Mihalcea, care a fost aici în studio, vrea undeva la mijlocul clasamentului. Nu se aventurează deocamdată la ceva mai mult, chiar dacă bugetul a crescut la Slobozia 1 milion de euro. Ne spunea Adi Mihalcea că e bine, va avea la dispoziție. Viitorul Şelimbăr, cantonament în Turcia, amicale de bună calitate, chiar pare tot ok acolo. Păcat că nu vor juca acasă într-o primă fază. Așa este. Sunt multe echipe în situația asta și uite-te că sunt echipe și la Liga 1. Dar cum este, Daniel, că ambele echipe la Sibiu, ambele echipe sibiene, Hermannstadul foarte probabil, deși ne spune Dani Coman că va juca la Sibiu, va fi probabil la Cisnădie, iar această echipă din Şelimbăr va merge la Avric. Însă, Daniel, vom continua această discuție în ultima oră a emisiunii noastre. Știi ce vreau să menționez? Faptul că sunt trei echipe din județul Sibiu în Liga 1 și Liga 2, da? Că pune și pe Gaz Metan Mediaș, da? Iar în schimb Brașovul are una singură, de-abia care a promovat acum. Așadar, o scurtă pauză și pentru noi, dragii prieteni. Ne vom întoarce mai apoi. Rămâneți alături de Metropola TV și Sport Total FM.